să vă binecuvinteze în dimineața asta. Ne bucurăm să fim împreună aici și mă gândeam când suntem în bancă, când suntem în bancă, mă gândeam pentru cine am adunat aici. Pentru că uneori, uneori venim în adunare, venim obosiți, venim în adunare și suntem trântiți, fără nădejde, poate uneori am avut, avem o perioadă foarte lungă, uscată, poate uneori suntem depresivi, Poate uneori am pierdut și am tot pierdut, și am tot pierdut, și am tot pierdut, și unii dintre noi poate suntem într-o situație foarte grea. Tot pierdem, tot pierdem. Și vin biserică, și vin adunare și zici pentru ce am venit aici. Vă spun eu pentru ce am venit aici. Să ne rugăm împreună, dragii mei, să-l căutăm pe Dumnezeu. Și da, dacă ești obosit, putem să ne rugăm aici împreună, că pentru asta am venit. Dacă ești trist, haideți cu toții să ne rugăm împreună. Dacă ești. Dacă ești fără familie, dacă familia te-a părăsit, dacă ești bolnav. Dragii mei, pentru asta am venit aici. Nu suntem nu suntem ceva fără Hristos. Suntem nimic fără Hristos. Noi de asta am venit aici. Dacă am fi fost ceva, dacă ar fi fost ceva care noi am fi făcut. Ceva care noi am fi fost. Noi nu, nu ne mai adunăm aici, dar pentru că Hristos este viața noastră, pentru că Hristos ne ascultă rugăciunile, pentru că Hristos a lucrat în viața noastră și pentru că Hristos lucrează în viața noastră și pentru că noi suntem martori la ceea ce a făcut în viața noastră. Noi de asta ne-am adunat aici, dragii mei. Și aș vrea să vă citesc un, un psalm foarte interesant, un psalm 34, cred că toți îl știți, e așa încurajator, zice, zice David în felul următor. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi întotdeauna în gura mea. Să mi se laudă sufletul în Domnul, să ascultă cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toți numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Știți, uneori, uneori trebuie să ne oprim și să ne gândim ce credem cu adevărat spui, eu cred în Hristos. Cred în Hristos. Dar când este ultima oară când te-ai crezut cu adevărat în El? Zici, mă încred în El, mă încred în mântuire, dar nu mă încred în lucrurile acestea sau în lucrurile celelalte. Nu, mă, nu cred că Dumnezeu poate să vindeci sau vrea să vindeci boala. Și uneori trebuie să spui lucrul acesta în inimă, dacă crezi cu adevărat sau dacă nu crezi. Și dacă nu crezi în dimineața asta, dacă ai lucruri pe care nu îi le lăsa lui Hristos, poate este momentul să experimentezi lucrurile cu Hristos. Poate este momentul ca lucrurile acelea grele care crezi că nu se pot rezolva, să le aduci înaintea lui Hristos și să le lași în mâinile lui. Și poate ai să zici, ok, frate, vin și le las în mâinile lui Hristos. Și vrei să spui că se rezolvă așa cu Dumnezeu? Nu știu dacă se rezolvă, dar am să spun o chestie. Problema aceea nu mai e problema ta, e problema lui Hristos. Și când vine la tine problema, nu o să mai fii, nu o să mai zici, Doamne, ce fac eu cu problema asta? Zici, Doamne, rezervă-ți problemele. Eu am lăsat problema în mâna ta. Vreau să experimentez cu tine. Vreau să mă încred în tine. Nu am mai făcut-o de mult. Poate nu ai făcut-o niciodată. Poate ai făcut-o puțin. Sau poate ai făcut anumite părți din viața ta. Dar noi, ca și copii al lui Dumnezeu, care avem moștenirea noastră, este Hristos și care noi am mărturisit-o și pe care noi o credem. Noi toți cei de aici, noi credem în Hristos și nu suntem nebuni. Și nu sunt nebun. Și nu suntem nebuni când putem să zicem, Doamne, în Tine las problema aceasta. Problema aceasta care e imposibilă, dar nu la Tine. Și am curajul să fac lucrul acesta, Doamne. Am curajul să fii la tine și să-mi las depresia, să-mi las problemele financiare, să orice alt lucru care este în viața ta, care ți se pare că nu o să se întâmple niciodată, -o să, o să vezi că Dumnezeu lucrează în viața ta. Și de unde, știți de unde știu lucrul acesta? Pentru că am experimentat și cu toții am experimentat lucruri mai mari sau mai mici în viața noastră, dragii mei. Hristos nu este numai un Hristos al mântuirii, dar este Hristos al tuturor lucrurilor care este în viața noastră. Noi înșine, inclusiv cu mintea noastră și cu lucrurile care sunt, sunt al lui Hristos. Și vreau să zic în dimineața aceasta, vreau să zicem în dimineața aceasta, Doamne, mă încred în Tine cu adevărat. Poate este momentul, poate este momentul să te gândești și să te întrebi ce crezi cu adevărat. Ce crezi cu adevărat în dimineața asta? crezi că Dumnezeu lucrează în viața noastră? Sau numai așa parțial? Sau poate numai legat de o mântuire care zici e virtuală? Mântuirea nu e virtuală, dragii mei. Hristos s-a identificat cu noi în toate lucrurile. Dragii mei, Hristos, deci numai că a făcut un trup, El s-a născut, a venit și totul pe care naturală și a făcut tot, tot complexul acesta s-a născut, a fost adolescent, a fost mare, și s-a crucificat și a fost crucificat pentru noi. Tot procesul ăsta nu l-a trecut degeaba Hristos. Putea Dumnezeu să-i facă un trup gata și se rezolvă toate lucrurile, dar El s-a luat, El din noi a venit, s-a identificat cu noi, dragii mei, cu toate problemele noastre, cu toate ispitele noastre. Și dacă ești ispitit, dacă ești căzut în ispită, eu zic, hai de la Hristos, că niciunul dintre noi nu este diferent. Dacă este vreunul dintre frați sau surori care putea să zic un lucru, am zic, Hristos ne-a eliberat. Nu zic că eu sunt tare, eu sunt puternic, eu am trecut prin toate lucrurile. Vă spun sincer, puterea noastră este Hristos. Și au fost multe momente când la limita, la limita puterilor mele și am zis, Doamne, Tu poți să faci lucruri mari, deși parcă mi se părea incredibil și Dumnezeu a făcut lucruri mari. Și noi toți suntem martori, dragii mei, noi toți suntem martori. Ce îți stă împotrivă să lași lucrurile în Hristos? De ce nu experimentezi cu Dumnezeu? De ce nu mai să fie teorie? Hai să experimentăm cu Dumnezeu. Să zicem, Doamne, Tu ai făcut lucruri mari în viața mea, Tu faci lucruri mari. Este timpul să te gândești și să spui ce crezi cu adevărat. Crezi în Hristos sau nu? Cât crezi în Hristos? Și vreau să citesc în continuare psalmul acesta și să ne, să ne întoarcem la rugăciune. Zice, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul îl aude și îl scapă din toate necazurile Lui. Îngelul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Și zic, dragii mei, Domnul să vă binecuvinteze, haideți cu toții la rugăciune și fiecare din noi să venim la Hristos.